Adică ce înseamnă pentru tine participarea la acest campionat național pe echipe? Acum, la vârsta ta, bucuros că... La pensionare, nu? Încă domin cu autoritate, ce puțin, pe plan intern. Nu. Mă bucur foarte mult să particip la aceste campionate naționale. Nu ai privilegiu să joci în țară atât de mult. Și cu această ocazie mă bucur că ne reunim toți, aproape toți jucătorii români de, să zic, de elit, în ghilimele. Și petrecem câteva zile frumoase și câteva zile... De ce nu pline de emoții și de suspans. Și pe această cale chiar mă bucur că mă aflu aici. Crezi că printre jucătorii de aici vor fi cei care, să zicem, îți vor lua ție locul în Cupa Davis în anii ce urmează? Eu sunt convins de acest lucru, pentru că sunt aproape toți jucătorii aici. Este Dragoș Dima, care este și cel mai bine clasat după Marius, care este un jucător foarte solid din punctul meu de vedere, foarte serios pe teren, își face datoria atât în teren cât și în afara terenului și cred că el este, nu să zic, el va fi cu siguranță în lotul de Cupa Davis, cât și mai e Frunză, mai e Borza, care și ei pot să-mi ia locul. A fost ce se bucurește, și a făcut o echipă foarte puternică și la masculin și la feminin, cu nume sonore din tenisul românesc. Crezi că va domina aceste competiții interne în anii ce urmează? Dacă probabil, în vedere ce jucători a legitimat în această vară, cu siguranță va domina și cred că nu se vor opri aici, cred că vor legitima și alți jucători. Deci sunt convins de acest lucru. Când crezi că, sau crezi că e posibil ca acest campionat național pe echipe, nu știu, să ajungă la nivelul celor din Italia, Germania? Campionatele pe echipe din Bundesliga sunt foarte puternice. Va fi foarte greu acest lucru. Ca să ajungem la nivelul ăla trebuie foarte mulți bani. Să iei jucători de prima sută, de primii 200, trebuie plătiți foarte bine și nu cred că suntem capabili de acest lucru. Eu mi-aș dori, sincer, de ce nu, să vedem meciuri cât mai tari, cât mai spectaculoase. Dar, repet, pentru acest lucru trebuie investiții foarte mari din partea cluburilor și nu știu cât sunt. La ora actuală nu cred că sunt dornice de acest lucru. Soția ta a fost și în rol de, să zicem, de antrenor la această competiție. Da, capitan la fete. Capitan la fete. Capitan jucător. Pe tine te vedem în postura asta, că simți că ai putea, nu știu, să urmezi, de exemplu, Andrei Pavel, să devii antrenor? Da, simți... mi-ar plăcea foarte mult acest lucru. Cum am spus, am pus capăt carierei mele de jucător și în viitorul cel mai apropiat mă voi începe să antrenez. Acum vedem cât de bun voi fi la acest capitol. Sper să urmez exemplul lui Pavel, cum ai spus. Vei antrena sportivii din România, sportivi la categorie mică de vârstă sau nu știu, vei începe cu câțiva... Încerc să mă acusez pe undeva între vârste între 18 și 20, 21, nu mai fragez. Pentru că eu zic, sau poate 17 să încep cu cei de 17, mai tineri și alții mai complicați, zic eu. Cum crezi că va fi antrenorul Adi Ungur? Ai fost un jucător, să zicem, foarte, foarte talentat, încă din un talent precoce la vârsta ta. Cred că voi fi un antrenor destul de sever, nu știu de ce am eu senzația asta, cu toate că pe teren eram tot timpul, să zic, mai zâmberez, mai înțeleg, ca antrenor, nu știu, o să mă gândesc la acest lucru. Multă baftă! Mulțumesc! Mersi.